Scenele violente în care doi minori au căzut victime unui bărbat din Hunedoara nu au rămas fără urmări. Împotriva agresorului a fost pusă în mișcare acțiunea penală, iar hunedoreanul se află după gratii pentru 30 de zile, iar concubina agresorului și fiul acesteia au fost plasați într-un centru maternal. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Mai multe anchete sociale s-au desfășurat în cursul zilei de luni, după ce duminică, în jurul orei 15, doi copii au fost agresați de un bărbat de 29 de ani într-un parc din Hunedoara. Băiatul de 13 ani, trântit de ciment cu o brutalitate de nedescris, se află și în prezent în spital, cu fractură craniană, în timp ce celălalt de 7 ani a fost dus alături de mama sa într-un centru maternal din Hunedoara, în urma anchetelor sociale efectuate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Hunedoara. Vă reamintim că duminică, în jurul orei 15, într-un parc din municipiul Hunedoara, deranjat de un copil de 13 ani care avea o dispută cu fiul său, un bărbat l-a luat pe sus și l-a trântit de pământ sub privirile îngrozite ale copiilor și părinților prezenți la fața locului. Unul dintre aceștia a filmat întreaga scenă, iar un altul a anunțat poliția. Tânărul respectiv a fost reținut preventiv și apoi prezentat magistraților judecătoriei Hunedoara, care au dispus în baza materialului probatoriu arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile sub aspectul comiterii infracțiunilor de loviri sau alte violențe, violență în familie și tulburarea ordinii și liniștii publice. Încadrarea juridică a faptelor comise de hunedorean se poate schimba în funcție de evoluția stării de sănătate a minorului de 13 ani internat în spital.